1 și... Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte trecând, și celor din mormânturi viața dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Avem două vești, dragii noștri, una extraordinară și una mai puțin bună, deoarece trebuie să facem și noi ceva pentru asta. Sigur că da. În primul rând știm că Domnul nostru ne-a dăruit învierea Lui. Asta e limpede. Dar iată ce spune Iisus Hristos însuși, întrebat de saducheii legat de cum va fi viața de dincolo. Și iată ce ne spune Iisus. Iar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela și învierea cea din morți, doar cei care se vor învrednici, da? Nu toți. Domnul a dat învierea tuturor, dar doar unii se vor învrednici de aceasta și nu vor mai muri, căci vor fi ca îngerii din cer, fii ai lui Dumnezeu și fii ai învierii, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților, ci al viilor, căci toți trăiesc în El. Așadar, Dumnezeu ne-a dăruit potențial învierea sa tuturor, dar numai unii o vor gusta, nu? Da. Aceia care vor merge pe calea pe care El ne-a dăruit-o. Să rămânem pe calea Domnului ca Hristos să învieze în noi. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bucurie, dragii noștri! Ne bucurăm foarte mult că ați venit așa frumos îmbrăcate, îmbrăcați, dragii mei, să arătați frumusețea portului național românesc. Să rămână Domnul în inimile voastre și credința și neamul și dragostea de neam să rămână vii în sufletele noastre. Hristos a înviat!